Hei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vreau să vorbim despre un sabotor al relațiilor care mi se pare extrem de important, și anume anxietatea. Atenție, nu orice fel de anxietate este și ceva nașpa, pentru că uneori este chiar firească, este normal să avem o doză de anxietate în viața noastră. Ba chiar și de stres uneori, însă ideea ar fi să nu fie o stare constantă asta de anxietate. Ce înseamnă starea de anxietate? Înseamnă că am o proiecție vis-a-vis -vis de viitor și simt că ceva nasol se va întâmpla. În momentul în care ne ținem creierul într-o asemenea stare, ne închidem în noi. Ce se întâmplă în momentul în care ne închidem în noi? ajungem să devenim aproape obsedați de noi înșine și de problema noastră, iar celălalt, partenerul de relație, nu mai există. Nu mai este o entitate cu nevoi, dorințe, aspirații, așteptări, calități. E un obiect. Și atunci nu ne mai interesează de celălalt. Drept urmare, în această stare în care suntem în defensivă oarecum, dar suntem și gata de atac, pentru că avem fight flight acolo, putem să activăm în funcție de fiecare individ în parte sau de conjunctură. Sunt persoane care uneori și merg pe zona de fight, alte ori evită, depinde. De acolo nu ne mai putem conecta cu adevărat și autentic cu partenerul sau cu partenera de cuplu ci pur și simplu fie ne luptăm fie fugim stăm în zona de supraviețuire și în zona de deranj emoțional și așa cum spuneam nu poți să ai curățenie în gânduri și deranj în emoții sau invers, nu merg lucrurile așa însă în momentul în care ești anxios și ideea ta este de a te feri de un pericol viitor și de a avea așteptare în direcția asta da? tu nu prea poți să te mai conectezi la binele pe care ți-l poate oferi celălalt sau la calitățile lui sau la nevoile lui totul este despre tine, drept urmare tot ceea ce se va întâmpla în relația ta va fi un monolog iar acest monolog care este centrat pe tine devii obsedat de chestia asta de ceea ce se întâmplă în capul tău, de acel scenariu nu face altceva decât să rupă relația pentru că celălalt vede lucrurile astea vine, se apropie și te întreabă hei dacă cu mine cum rămâne? Sunt și eu aici. Ce facem cu asta? Nu-s mai pasă. Drept urmare, ar fi bine să înțelegem faptul că sunt anumite stări și astea țin de funcționalitatea noastră interioară, da? uh, organică, dacă vreți, uh, din care nu ne putem conecta. Și atunci, o principală sarcină a cuplurilor ar fi să-și regleze anxietatea. Asta ar fi o principală sarcină. De ce? Pentru că atingând starea de calm, și știu că mulți fug de starea asta de calm, pentru că fie nu au trăit niciodată, fie o asociază cu ideea de plictis, rutină și mai știu eu ce, câh, deși nu este deloc așa, asta înseamnă lipsă de cunoaștere și înseamnă lipsă de educație, da? nu poți să te joci cu organicul și nu poți să-ți păcălești sistemul nervos asta vă zic de acum. Oricât de mult ai încerca. El funcționează într-un anumit fel și pentru a putea să ne conectăm la iubire și pentru a putea ajunge la această stare de intimitate în care să ne simțim liberi, să fim creativi, să fim iubitori și așa mai departe, avem nevoie de starea de calm asta, să țineți minte. Drept urmare, câtă vreme există un nivel mare de anxietate la unul dintre parteneri sau la amândoi, conectarea nu se poate realiza. Drept urmare, anxietatea poate fi un sabotor al relației prin efectele pe care le produce și anume prin această stare de autoabsorpție, dacă vreți, sunt absorbit de mine și de problema mea, care duce la eliminarea celuilalt sau la transformarea celuilalt într-un obiect. În momentul în care celălalt este un obiect, relația este viciată, între voi a apărut o ruptură, Uh, și, în general, cam toate reacțiile, toate comportamentele și toate acțiunile, dacă vreți, nu fac altceva decât să rupă relația, îndepărtându-l pe celălalt. Drept urmare, o sarcină extraordinar de importantă pentru a rezolva chestia asta este de a ne da voie să ne exprimăm emoțiile și uh, uh, sentimentele cu scopul de a ne regla. Pentru că din starea respectivă veți spune că inima spune într-un anumit fel, de fapt, funcționează doar zona de emoție și zona de supraviețuire, partea rațională fiind inactivă. Sunt niște lucruri pe care, de principiu, le-am cam studiat prin clasa 9, dacă am dat pe la școală. Dacă nu, n-ar fi rău să le cunoaștem astăzi, pentru că altfel vorbim nimicuri și credem în nimicuri. Drept mare țineți minte, anxietatea care este nerezolvată poate să rupă relațiile și da, în momentul în care nu avem grijă de stările astea, ni le sabotăm într-o mare măsură. Sunt curios vă, cum vi s-a întâmplat sau cum vi se întâmplă și cum arată relațiile voastre în condițiile în care stați într-o permanentă încordare, într-o permanentă așteptare a unui lucru nașpa. Aștept mesajele voastre și ne vedem data viitoare. Pa!